Vrei să faci prăjitura Fanta și nu ai o rețetă bună? Să începem cu blatul. Avem nevoie de aceste ingrediente. 6 ouă medii, 120 de grame de zahăr, 80 de grame de făină, 20 de grame de cacao, 50 de ml de ulei de floarea soarelui, o linguriță cu vârf de praf de copt, un vârf de linguriță de sare, esență de vanilie, o linguriță. Pentru acesta punem într-un vas ouăle, un vârf de linguriță de sare și zahărul și amestecăm cu mixerul până când compoziția devine spumoasă și își dublează volumul, căpătând o culoare galben deschis. Adăugăm uleiul și amestecăm cu mișcări ușoare de sus în jos cu o spatulă. Adăugăm esența de vanilie. Adăugăm făina și cacao și ce mișcări cu mișcări. Adăugăm și praful de copt. Amestecăm cu spatula cu mișcări ample de sus în jos până când compoziția devine omogenă. Însă nu foarte mult, deoarece vom scoate aerul din zahăr și blatul nu va mai ieși arăt și pufos. Punem hârtie de copt într-o tavă cu dimensiune de 25x33 cm și adăugăm compoziția preparată, apoi o nivelăm uniform. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și o ținem pentru 25 de minute sau până când blatul s-a copt. Când blatul s-a copt, îl scoatem din cuptor și îl lăsăm să se răcească. Pe lângă prăjitura Fanta, îl poți folosi și la alte prăjituri cu cremă sau ca bază de tort.